Bună ziua! Bună ziua! Ne-am întâlnit din nou la prietenii noștri. Am venit, cum am promis, să facem niște foi de napolitane cu nucă și cu caramel. Și ne ajută Natalia. Sonic. Bun. Avem nevoie de 250 de nucă, 250 unt, gras 82%, 2 ouă, 300 de zahăr, arome de vanilie, prefer eu, și foi de napolitane 3, mărimea asta așa. Așa, ai creșinătorul? De unde le-ai luat? Profi. Ok. La profi. Asta e mărimea de foaie care mie cantitatea asta de cremă să o pun de două ori mi-e suficientă. Foilica. Da. Acum vreau aici un... E să prăjește, nu? Da, un picuț. Îi dăm așa... Ulei, nu să punem. Ce facem aici? Un pic de untură, da, de aromă. Un pic scoatem așa aroma din nucă și pe urmă o lăsăm să răcească, o tocăm, așa din puțit, așa grosier, mai mare. Și atunci o să punem peste caramelul de zahăr. Eu am mâncat la tine și mi-a plăcut foarte mult. Da, sunt foarte bune. Sunt niște foi de napolitane griliaș, așa se numesc ele, se zic. Griliaș? Griliaș. Nu mai știu. Da. Cu nucă, cu caramel, cu unt. Sunt foarte bune. Și la noi sunt căutate. Noi le facem acolo cum se cere. Nu facem cantități mari. Ai primit, ai primit mesaj de la cineva pentru... Nu? Pentru transport, așa, pentru comandă? Da, pentru comandă. Acum nu. Da. Eu am pus în descriere numele. Eu cam numele, date numărul bine, tău. Așa acum. Pun și la video asta. Pune și la video asta. Da. Pune și la video asta. Deja, un picuț așa începe să pucnească. Așa. Atunci aia deja își dă drumul la aromă. Are o aromă mai bună. Da, cu da. Un picuț așa o prăjim. Da. Își dă... Ulei, ca și alunele. Da, așa. Alunele de pădure. Dacă sunt puse în ciocolată și nu sunt prăjite, da. Nu prea o aromă. Dar dacă sunt prăjite un pic, imediat, se intensifică exact, gustul. Exact. Foarte puțin drobă, nu mult. Și atunci astea vin grosier tăiate. Nu mărunțit, ca să simțim așa nucile când mușcăm din bucata de napolitană. Poți pune în aparatul ăla și nu mă dată pe la... Lasă că le face cu cuțitul, că știe exact. Aparatul le mărunțește, da. Aparatul le mărunțește. Cioperul. Cioperul, știu. Nu, cu cuțitul. Până se face caramelul... Cu cuțitul vede ce face. Da. Dacă e în ăla, în tocător, da, sau cum îl cheamă. Da, le prea mărunțește și atunci în caramelul ăla nu se mai simte. Trebuie să se simtă bucata aia de bucată mare. Da, de nucă. Nu, mă aud că începe să... Nu mai stă bateria. Ca și popcornul, când... Începe dintr-o dată. Da. Să vadă și Sonic. Să vadă Sonic? Hai să arate la Sonic. Uite Sonicule acolo, nu ca se prăjește. Vezi, Sonicule, vezi? Îl pune și pe el, Natalia, să prăjească și el. Păi îl punem în cuptor. Sonic la cuptor. Asta nu sare ca și popcorn, nu sare. Nu te stropește, așa, bravo. Ai văzut? Tati, cred că putem opri focul. Deja? Da. Apoi de scoate. Nu vrem să avem nucă arsă. Aha. Numai nucă prăjită. Ok. Vreau un castron, ceva. Eu cred că acolo dă-i un prosop, să nu arde. Arde. Asta poți.
cu tocăpăr. Nu mai, gata. Uite, ea s-a mai prăjit, că e încinsă. Este bun? Da. Ok. Perfect. Așa. Un șervețel. Șervețelul? Un șervețel. În capătul celălalt. Așa pe să-i dai, să prinde. Noi mai acasă. Să lăsăm să se răcească și o să tocăm. Aruncă aici, în ghiuvete. O rămas de la năpă și să nu... A, și acum trebuie să topească zahărul acolo. Și vreau ochiul cel mai mic. Cel mai mic? Da. Imediat. Ăsta. Da, imediat. Bun. Punem 300 de... Așa, acum o să pus zahărul la foc foarte mic, pe ochiul cel mai mic. Da, și nu umblăm în el, nu umblăm cu nimic în el, îl lăsăm până prinde așa o... face așa un sirop maroniu, așa, știi? Încet, nu dintr-o dată ca să se ardă. Să fie un caramel frumos, auriu și gustos, așa, nu ars, nu gustul de ars, știi? Nu vrem gust din ăla de ars. Bun, între timp eu o să vreau un tocător. Păi, pregătit, nu? Da, de când vreau un tocător. Un tocător, Natalia. Deci interesant aici cu zahărul, că el aș fi ars. Nu. Așa încet trebuie și atunci el face, maricăm un sirop. Maro, așa, și îl lăsăm, nu umblăm în el, nu amestecăm, până se face așa maro, peste tot frumos. Bun. Natalia, ajutorul meu de bază, îmi spargi amândouă ouăle acolo. Nu spargi cum am spart la tine astăzi. Numai acolo să-l spargi. Bun, de la mami și al doilea. Cum o spart la tine? Acolo, da? În bol. În bol îl vrem. Bun. Așa. Când era dar și vreo 5 ani. Mai tare un pic. Așa. Ești în stare să tragi două ouă. Nu mai avem nevoie de el. Așa. Acum tocăm. Tocăm așa grosier, nu că? Nu mărunt, nu foarte mărunt. Prăjită. Da, mie îmi place așa prăjită. Dar nu, asta cred că așa a fost. Știu că mătușa... E de aromă. Aromă. Știu că mătușa mea, când eram mică, a făcut un fel de prăjitură. Tot așa cu nucă? Cu nucă așa prăjită deasupra și cremă de ciocolată, dar nu mai știu cum se chema prăjitura aia. Chiar nu mai știu. Da, ce și taie cu țipele astea, super! Da. Da. Da, e foarte bine. Super, doamna Mariana, super. Da, cuțite de... Săptămâna asta o să le... să pună Dacian... cum îl cheamă? Fasole. A, da, da, la doamna Angela. Da. De am întrebat chema ta. A, Mari, am o... forșlag. Da. O rugăminte. O rugăminte. Mulțumesc frumos. Ca și cum aș fi mâncat. Vineagră nu e albă. Da. Îți mulțumesc. Păi da. Cum să spui? Mari ne dezamăgește și nici asta nu o să guști. Nici asta nu o să guști. Nu o să guști. Dar te rog, filmează-o când face nu. O propunere, da. Nu-mi găseam cuvântul care am să spun. Ah, îți mulțumesc. Așa, cu, știu că de... Nu știu cu ce de să suflet. Te simbesc. Cu nimic, am băut cafea, am mâncat aia. Tu vezi că admir pe... Gata. Cu ce să mulțumesc? Okay. Nu știu, nu-mi vine acum aminte. Cu nimic. Trăie un măr.
Loc de desert. Loc de desert. Nici ciocolata nu e albă. Am o ciocolată. Wow. Mulțumesc din suflet, dar las că am mâncat și ciocolată și de toate. Momentul să iau o pauză. Mari, acum s-o gândit să ține ea vreo dietă. De dietă, de detoxifiere. Detoxifiere, da. De Paște. Da, până la Paște. Înainte de Paște. Bun. Aici peste două ouă. Natalia ne ajută? Pune niște esență de vanilie? Te rog. Toată poți să pui. Așa. Mai eu așa, emoții am. Când deja am văzut-o pe lângă farfurie și esență. Bun, mulțumesc. Și aia poți să pui? O să dea la asistent, sticlița. Tot? Tot. Pune tot. Te ajută, Eva? Te ajută. Mă rămas un strop. Poftim. Pune tot. Bravo. Așa. Lasă-o să iasă tot din ea. Lasă-o să iasă tot. Nu e să da, da, punem și un plicul de asta mea, bine? Acolo nu mai pot. Da. Hai că te ajut eu să desfac, să-l faci. Este parte că primul ce așa. Da, da, nu că a reușit. Că și eu reușit. Eu te ajut, îți fac așa ca să... Și știi că să-l rup sau te ajut eu, știi să-l rup? Da, da. Poftim. Să duc toporul. Nu, tate, că știe la acolo, bun. Sau drujba. Până în capăt. Rupi până în capăt și atunci sigur. Uite că arată și la dânsul. Da, Sonic. Și la Sonic îi arată, da, așa. Rețeta. Fii atent. Da. Dula-i, Doamne! Fii atent, Sonic! Da. Deci asta o să fie prăjitură făcută de mine, de tine și de Sonic. Da. Da? Și el a ajutat. Da. Bun, acum mă ajut după mine o curculiță. Na, hai să vedem. Unde-i curculița? Ah. Așa. Ia, o te rog. Da, puteți să-i puneți numele curculiță. Sonic. Curculiță. Curculiță. Bravo. Și poți să bați ouăle astea două. Hai, cum le bați? Rată-te, așa. Uite așa. Tu singură. Hai, fă. Vreau să-mi te faci părticul. Să nu sară pe Sonic. Nu, că avem grijă de Sonic, da? Nu lasă că-i galben și tricou. Ce ouă faine astea de la bunica. De la șofronea. De la Ionica. De la Ionica. Oh, are ouă faine. Domnă Ionica, ouă de casă. Da. Aici ne mai trebuie un pic de zahăr. Un pic de zahăr. Miroasă caramel. A caramel. O idee la care da, ce tu știi că la Ionica mai trebuie să-i dau 3 lei? O, bunica, îi duce noi, îi duce Marica, îi cunoaște. Las că-i duc două ouă. Un leu și zece ouă. Hai, duce că ți le dau cu un leu, că nu mai stau cu el. Un leu, săracu. Un pic de zahăr ne mai dai? Da. Bun, imediat îți dă toate zahăr și atunci mai dai. Ok. Un picuț de zahăr mai adăugăm la două ouă și o esență de vanilie. Așa, o lingură de zahăr. Bun, și acum amestecă pe bine. Așa mă pune, bravo! Așa. Super! Mulțumesc! E ajutor! Nu mai se fain? Bun, hai să vedem ce face zahărul nostru, caramel. Uite, vezi? Încă-l mai lăsăm. Ce interesant. Trebuie să ai răbdare. Da, deci nu-l dai la foc mare, în niciun caz. Da, foc încet. N-ai știut? Nu, și ce-ai făcut? Nu, eu mă știu ce-am făcut. Nu i-ai dat tare dintr-o dată. Cum mare? Dar nu a ieșit. Nu, și de aia nu ieși, spune. Nu, de aia, nu cred. Oricum, așa nu cred că l-am făcut. Și cine nu are răbdare, poate să pună 50 de mililitri de apă, să amestece și să... Așa, ăsta e caramel, uite. Okay. Hai să vezi, Angie.
Așa trebuie. Vezi? Să fie frumos culoarea asta așa aurie. Mm-hmm. Da, încă îl mai lăsăm și atunci o să amestecăm. Da, cum e foarte perfumat în da, 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 da. Da. Mm-hmm. Și într-o cratiță deschisă la culoare, ca să poți tu să controlezi, da, culoarea. O cratiță care e de culoare închisă, da, nu, te-ai păcălit, știi? Îți scap și lars, știi? Da. Mm-hmm. Da, așa îi vezi culoarea, știi? Așa îi vezi culoarea. Și știi că nu, caramelul ăla frumos, da, da, da. Și acum el se topește treptat. El se topește așa încet treptat, exact. Și nu... Dacă da, da, la foc mic nu se arde, nu are gustul ăla da, de ars, de da. Zahăr ars. Uh-huh. Asta e caramel. Caramelul e caramel, zahărul ars e zahăr ars. Mami ne mai făcea ceai pe timp da. De zahăr ars. Da, 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 așa era, așa era. Uite ce frumos este siropa. Puneam lămâie și esență de rom. Ai, da, bună. Era ceaiul nostru. De rom bună. Da. Uite ce frumos. Oare numai la noi să știe asta, că mulți nu știe. Nu cunosc ceaiul ăsta de... Da, 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 da. Doamne, ce bun era la tine. Mari, tu mai ții minte? Făceam așa caramel și puneam lapte, tu n-am dat sucru. Da, 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 da. Făceam lapte cu capul. Și n-am mai mult. Mi-e plăceau bomboanele alea din zahăr ars cu nucă. Da, și pentru alea se ardea zahărul mai tare. Da. Se făcea un aroma mai închis. Mamă, ce-mi plăceau alea. Da. Dar să știi că maică-mea știa să facă bomboane din alea. Punea... Plămarmă, cocoșe. Ea avea marmă. Mamă! Mai latră și bolindu-te, da. Nu, că ara latră. Ara? Da. O fi răgușită. Când vin acasă cu mașina atâta latră, că scutură ea din cap, că e prea tare pentru ea. Și scutură din cap și are latră. Bun. Dacă vrei să iei cratița aia, uite acolo este prosoapte. Nu o iau. Deci 250 de unt. 250 de unt, grăsime. 82%. 82. Asta e un bun, că l-a trimis fata mea. Acum e tot zahărul, e topit. Vezi ce frumos e? Da. Și asta e baza, să știi, să știți, pentru orice cremă de caramel. Da. Untul ăsta băgat aici, pe urmă iei, îl răcești. Și poți să bagi, să faci cu mascarpone, cu frișcă. Și acum o punem așa pe rând. Okay. Și amestecăm așa în el, până se încorporează frumos. Hai, Mari, iubit, dacă tu vrei să știi. Hai. Hai. Nu pui că tot am făcut. Ce miroasă de fain, unte cu caramel. Ce plăi. Da, un pic nu durează crema asta foarte mult, doar că trebuie cu un pic de răbdare. Respecta și niște pași. Da, doar și atât. Că în rest merge repede. Uite, deja untul s-a încorporat, o parte și tot așa. Și dacă se face în criză de timp să pune totodată ce să... Să știi că eu am greșit o singură dată de când fac crema asta și s-a făcut. Am pus așa pe repede. Okay. O ieșit? Da, o ieșit. Da, o ieșit. Deci că e caramelul de la Snickers. Da. Exact. Așa se face și
Aceeași culoare are, așa? Da. Alune de pădure. Uh-huh. Așa e? Da. Arahide. Nesărate. Sau nesărate, așa e? De cât fără un pic de sare? Sunt un pic prăjite, dar nesărate. Deci asta, dacă o răcești, crema asta, îi fun pentru sosul ăsta, că de fapt e un sos de caramel, e un fond pentru o cremă super cremă de caramel. Văd că untul se încorporează, da? Mai greu. Da, e grăsime, știi, și zahăr, dar trebuie tot timpul așa amestecat ca el să se incorporeze. Dacă îl lași, el așa rămâne, nu se incorporează. Dar așa încep. Și să vezi ce fain gros se face. Țin de ea că altfel dansează. Da. Dar nu-i cald. Este cum face maioneză. Vezi? Exact. Numai că nu se taie. Da. Nu se taie, că nu are ce să zice maioneză. Și sare, nu trebuie. Este cui place caramelul sărat și se pune sare din aia mare, știi? Mm-hmm. Așa e că e fain. Da, 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 da. Caramel sărat, e fain, da. Aia mare, grânjoasă, da. Dar chiar unde se găsește zahăr din ăla și sare grânjoasă? Adică bucăți din alea. Că n-am văzut. Oare este... Este sare grânjoasă de la... și eu iau de la Sanovita, că am câțiva clienți care cu sarea pe sărățele, știi, Și este sare din aia mare la Sanovita. Se găsește la Kaufland? Da, 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 da. Că e fain dacă vrea Angie, de exemplu, să facă niște chifle brețe, da? Știi? Da, 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 da. Știi, și să pun sare și zahăr din ăla, așa, grunțură din ăla, știi? Da. Grunțură. Nu știu cum este din ăla. Da, ați căutat până în ăla. Zahăr, no, sare, no, știu că este în magazin. Zahăr nu știu. Nu are nicio ăla. Dar uitați, spuneți să vedeți. Trebuie să fie. Căutați pe chestii din astea de cofetării, cofetarul isteț, cake, master, site-uri cu chestii de patiserie, cofetărie, știi? Și s-ar putea să găsiți. Uh-huh. Sau acolo la magazinul ăla la gară. Magazin la gară? Unde flori și chestii de... Capriz. Ah, da, 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 da. Dar soare știu sigur că este. Dacă treceți într-o zi, dau și de la mine, că eu am acolo. Dacă vrei să faci niște covrige. Și de fain când muște așa, când muște așa din covrig și simți bucate de sare. Așa, eu am câțiva clienți care așa vor extra sare să rățelele. Cum se duce în auză, le zalți și tamă, știi? Cormurile cu sare. Da. Ce mâncam eu pe din aia. Salt și tanga. Da, și cu chimene, da. Și cu chimene. Deci cred că pasul ăsta e cel mai... Răbdător. Răbdător. Atât. În rest. Minuțios. Și, da, și ce mai este un pont... Pentru cine nu știe și nu a făcut niciodată crema asta, se pun ouă crude și dacă crema e foarte fierbinte, în momentul în care pui ouăle, se face ratotă și are gustul ăla de ratotă. Da. Pentru asta noi luăm jos de pe foc cratița acum. Nu trebuie, punem nuca, pentru că nu e așa de foarte fierbinte ca să o lăsăm să se răcească. Și în momentul în care adăugăm nuca, ea se mai răcește, se mai temperează crema asta, știi? Și deasupra adăugăm imediat ouăle, că ele trebuie și să se gătească, dar nu să se facă ratotă, știi? Da.
sunt niște chestii care eu le-am învățat, da, eu nu le-am știut. Am luat rețeta de pe un site, m-am apucat și am făcut și din experiență am învățat. Secretele, nu așa, nu ți le spune nimeni. În afară de noi. Cu toate că, da, da, știi, multe. Înainte vreme încercam rețete, făceam rețete de pe unde, nu era neapărat internetul. Și nu ți ieșau, că nu spunea nimeni tot secretul. Bun, deci aici e sosul caramel. Ce frumos, s-a încorporat tot untul, se vede. Ce fain arată. Da. Și asta dacă îl lași să se răcească și pui o frișcă sau un mascarpone, ai o cremă super pentru un tort. Cui îi place, mai pui și cum ai spus tu niște sare din aia mare. Super. Bun, nu închidem focul, nu o luăm jos. Și dacă să punem un pic de cafea? O, da, caramel cu cafea. Sau poți să faci, poți să faci tortul o cremă caramel, o cremă cafea. Mamă mia. Direct la urgență mă duce. Să pui Nes în crema de cafea, să pui și un pic de Nes, știi? Super. Bun. ₺250 de nucă. Da. Nuca pe care am prăjit-o înainte. Se poate prăji. Cui mi-i place aroma de prăjit? Nu-i nevoie să o prăjească? Ba, e bine dacă păi un pic să o prăjiți. Mai, da. O să punem aici ce e. Așa. Vezi? Și acum o să punem aici ouăle și atunci ele, ouăle nu se mai fac. Mari, vrei să mi se vezi? E super. Vezi? Iar crema e deja temperată, știi? Da. Și nu ți se face, nu se coagulează, nu se face ratotă, că ăsta e... Riscul. Ăsta, da, și ăsta e... cuvântul perfect, ratotă. Și acum îl punem în afară. Și gata crema noastră. Simplu. Da. Chiar e simplu. Sincer. Nu are bea să fie. Atât, da. Atunci când topești zahărul și încorporezi untul. Da. Atâta e tot. Acum putem să-l dăm un pic mai tare focul. Uite ce să vezi. Perfect. Unde-i ouă? Aici? Aici. Aici? Eu am zis veniți să vedeți, voi n-ați vrut. Au fost atente la mare. La mare, acolo cu ceva, da. Acum nu că o să preiei gustul ăsta de că se gătește, se pierde în caramelul ăsta. Să și înmoaie și ia gustul de caramel. Să vezi numai cum treci tu clasa, dacă nu ți reușește. Sau să poate cine vrea înlocui nucă cu o lună de pădure. Da, se da. Poate, cu ei, sigur, sigur. Cu ei place, da. Da, grileașul așa e din totdeauna, cu nucă, grileașul, eu așa știu. Da, nu, da, cu ei place mai mult, nu sunt doar, mai mult alunele decât nuca. Nuca, că da. Se poate, da. Nuca e un pic mai grasă. Mai grasă, exact. Alunele sunt un pic mai uscate. Da, 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 așa. De exemplu, mie nuca, combinație cu zahăr, dacă nu-s mâncat bine, nu face aciditate. Acid, exact. De la uleiurile la ce le conține, da. Da. Bun. Acum asta o să o lăsăm
vreo 10 minute, un sfert de oră să se răcească un picuț și atunci le întindem pe foi și gata. Și iată de toată treaba. Iată de toată treaba. E extraordinar. Ce ușor. Da. Deci eu asta o fac acasă, pe lângă asta mai fac foile de napolitane cu șuhaidă și mai fac și foile cu miere. Trei în unu fac. Merge repede. No, și deja, știi, acasă, în mediul tău, în aragazul tău, în bucătăria ta, în oalele tale, repede. Deja, știi? Unu, doi le faci. Îți faci repede norma. Da, eu mi-o fac, da, norma mea e de 200 de ore. Și până asta se răcește, fac altceva, știi? Până pot să o pun între foi. Nu poți chiar așa fierbinte să o pui între foi, că se prea moaie foaia și nu rămâne așa crocantă, știi? Un picuț o idee să se răcească treaba. Și acum, uite, vezi, din ce o lași, ea din ce se mai îngroașă. Și nu ca preia gustul ăla de caramel și... Minunăție e asta. Da. Dar n-am știut să o fac. Era preferata lui Claudiu. Și n-am știut să o fac. M-am uitat pe net, am luat de pe un site care eu am mai încercat de acolo rețete și m-am pus și am făcut-o. Și am rămas eu. Da. Site-ul ăla e bun că îți spune... Până și foile de napolitane de unde să le iei și ce dimensiune să aibă pentru cantitatea asta de cremă, da, știi? Da. Bun. Ok. Da. Îl lăsăm să răcească. Închid? Da, poți. Că eu nu pot să mai... Ok, pun pe pauză până să o răcit și ajungem la următorul pas, pe curând. Nu mai dați? Nu mai dați. Deci, avem aici crema cu nucă răcită, nu de tot răcită, ia-o, e caldă, ca să se facă priză între cremă și foaia de napolitană. O împărțim așa, hai Ange aici, fac și eu ca bunica. Așa. Ochiometric, da? Jumate. Acum, de jumate. Eu am experiență. Cine vrea să o cântărească ca să fie egal, o cântărește. Eu nu o cântăresc. Ok. Așa, și Sonic ne ajută. Și întinde crema. Întinde, Sonicule, întinde acolo. Ok. Băi, Sonicule, pe foaia de napolitană. Nu te lupă. Ok. Da. Așa, Sonic, dă-i. Dă-i bătaie. Cu ce să întind? Cu lingura asta, bunica, nu. Nu? Nu, nu. Nu vrei cu ăla? Nu ne jucăm cu. N-avem timp noi de... Așa, cu asta. Să jucării. Da, sigur. N-avem noi timp. Nu. De jucării. Asta. Uite ce... Sonic, numai pe foaia de napolitană. Nu depășim. Deci eu am gustat crema asta. Nu depășim, Sonic, bine? Și vreau să mă gust o dată. Așa. Și dacă ți-ai fi, îți place ție caramelul, să faci și pui sare din aia. E bună. Sare. Din aia mare. Acum când e caldă e mai faină. Păi dacă ea și-o scos aromele, știi? O ieșit aroma din nucă, o ieșit aroma din unt, caramelul, știi? Uh-huh. Așa, Sonicule. Da. E pe bărbie, fata mea. Muncește. Tăiței. O mânca, fata. O mânca tăiței. Natalia, așa să-i tăiței aici. Ba, tăiței. Mai ai. Tăiței. Dar au mâncat la șupită. I-a plăcut. Așa, Sonic, bravo. Sonic, dar ți-e-ți place să faci prăjituri? Îți place, Sonic? Îi place să facă orice, numai să-i dai să facă. Da. Așa, prin la margine. Dacă dai ciocanul în mână, dă cu ciocanul. Batem cuie cu ciocanul, ce facem? Nu. Nu? Nu, bun, hai să punem foaia.
Dar să știi că îi place mâncare și prăjitorii îi place. Bun. Ce gustare. Ce gustare. Poți să vezi. Spune gustul. Uite, îți dă tati. Uite, asta nu-i rece. Stai că am luat... Asta nu-i rece. Adică nu-i fierbinte. Așa că e faină. Și asta poate să fie o prăjitură. Un fel de prăjitură. Mi-e fascină. Porționată frumos, în bucățele. E minunată, stai să da, și merge repede. Tu îmi dai, da. Îți spun eu imediat când s-o pui, bine? Bine, iubita? Bun, acum poți să o pui frumos. Peste... Eu? Da, tu, păi, ai zis că mă ajut. Bravo. Și uite așa, apeși un pic aici. Am în două mânuțele. Așa, apeși. Bun, vin așa aici în partea asta. Aici, bine? Și apasă frumos. Ușor. Așa, iubita, ea se lipește. Ea se lipește acolo de cremuță, știi? Foaia de napolitană, că e caldă crema. Simți cum e caldă crema? Simți cu mânuța? Bun. Na, hai, punem și restul. Iar... Totul, da, mă ajuți. Uite așa. Stai să punem până la capăt și atunci vii tu și întinzi, bine? Mami, unde sunt? Până la mine. O plecat în vacanță. Nu a plecat, nu ne lasă Sonica aici, altă pe noi. O mers pe planeta ciupercilor. La cineva îi place crema asta care nu... Așa e, Natalia, nu? Natalia, ia lingurița, mami, de acolo. Natalia, da. O să iei lingurița. Că o luat, o luat. A luat, a luat. A, așa. Nu că ea lucră aici, numai... Tu în partea aia și eu în partea asta, da? Frumos până în capăt, iubita. Așa, la colț. Bun. Deci e o cremă minunată. Nu prea putem să numim cremă, că e caramel. Nu? De fapt, asta e caramel. Crema se face cu lapte, cu unt. Crema se face cu, da, ori cu frișcă, ori cu mascarpone. Dar cum am spus, e o bază pentru o cremă. Caramel. Mm-hmm. Oricând o putem folosi asta, da. Și ce bine mere cu cafea. Da. Mm-hmm. Cafea. E un dulce mai dulce. Mm-hmm. Merge că, știi ce? Amăruie e cafea și caramelul e dulce și se combină bine. Da. Sunt gusturile. Face combinația asta. Da, da, sunt. Are face torturi cu cafea. O cremă de cafea și o cremă de caramel. Mie unul da. Îmi place. Mm-hmm. Place. Ca să fie crema de cafea un pic mai intensă, o faci de cafea și mai poți să pui un pic de nes. Ori dizolvat cu un pic de lapte, ori nedizolvat și intensifică gustul ăla de cafea. Nes. Și chiar e foarte fain. Da? Eu niciodată n-am făcut cu nes. Foarte bun. Intensifică gustul de cafea. E foarte bun, da. Mi-e place, dar să nu dau la copiii mei. Da. Că nu totuși e nesul ăla cafea. Și... Bun. Asta e un grill aș făcut cu... în trei. Așa, să scriu da. Titlul. Și în buzica da. De vanilie puneam Sonic, sau Eva, Natalia și Sonic. Da? Noi trei am făcut. Dar cum? Că și Sonic ne-a ajutat aici. Bun, ce zici, iubita, e bine? Părerea ta, ce zici? Bine. Am întins-o bine? Hm? Am întins-o bine. Acum am ajuns și cu următoarea foaie, cu ultima. Bun. Cam în două mânuțele, cam în două mânuțele și o pui perfect peste aia. Frumos. Așa, și cum te-am învățat? Perfect. Un picuț să fie la nivel, să fie la fel. Stai să te ajute, Eva. Așa, iubita, și acum te apeși. Acum cu mânuțele. Ca să se lipească. Bun. O auzi ceva afară. Mai ești disperată. Nu, o auzi ceva mașină afară. Nu vine nimeni. Bun, și acum punem ceva greutate, o lăsăm să se răcească și când e rece, se taie. O greutate? O greutate, un blat, un fund din ăla, da. Am văzut acolo jos, da. Da, este acolo. Super. Aceasta este? Oh, că tot, nu putem să tăiem. Nu știu dacă o putem tăia astăzi. Ah. Dacă o punem la rece, la frigi. Aha. Aha, da, o punem la frigider. Punem. Înainte să plece, știi? Da. Atunci este realizarea noastră.
Bun. Fundul. Hai să vedem. De lemn. Italian. Eu am văzut Italian. Da, dacă mă descurc. Că imediat o să fiu ca la mine acasă. Stai un pic. Tu e de ce? A, putem pune o hârtie aici. Da, da. Un șervețel. Că mami o tăia șoancă pe el, știi? Un șervețel. La fumătură. Un șervețel, Vita. Unde-i fumătură? Unde-i fumătură? Unde-i fumătură? Unde-i fumătură? Uite așa. Vă dă o mășapie, una coartă. Uite așa. Ok. Și o să fie a mea pe frigider. Și pe frigider. Și pe curând. Momentul adevărului. S-a răcit? Da, da. În mod normal, ăsta e bine să lăsăm să se răcească de seara până dimineața în frigider la rece. Okay. Noi acum am făcut așa un pic pe grabă. Repede, pe grabă. Să facem încheierea. Să putem și tăia, da. Cum așa? Deci, Mari, s-o lipit? Da. S-o lipit. Mari avea problema să nu se lipește. Da, bunica, au dreptate. Uite ce fain se tare. Asta e cuțătul ei de bază. Cu ăsta curăț se pot? Aha. Da. Păi... Hai, iubita, că te iei napolitanul. Victor Inox. Tu știi ce faci? Le pui frumos acolo pe farfurie, da? Eu le tai în două. Și tu le aranjezi pe farfurie. Nu, m-a ajuns până la capăt. Nu există. Hai. Hai să vedem cum aranjează Natalia. Bravo, iubita. Uite așa. Mai frumos, așa să arate, așa frumos. A, așa. Bine? Le pui și pastea tot așa, așa cum am început eu. Bun. Mai răruț. Iubita, uite așa, mai răruț. Stai că facem o altă mișcare. Le luăm marginile astea care sunt așa ori. Așa cum pune Eva. Care imagine? Asta? Așa frumos. Așa cum ți-am dat-o ea în mânuță. Așa. Ai mai repede și... Mai repede? Unde grăbești, iubita? La papă! Nu du-te! Bine! Vreau să-și fac ceva. Mai repede, zice. Așa le lăsăm, ok? Tăiem tot? Nu, musai! Nu, musai, așa? Da, da, e tot, că arată frumos. Nu mai încape pe farfuria asta, dacă îl las așa. Și dacă nu le las așa spre aproape și nu se mai vede frumos. Nu, le puneți într-o caserolă? De la tine. De la mine. Mai este? Da, este. Angie. Deci... Eu am o țară de trigliceride care se face de la zahăr, dar o să mânc puțin și beau multă apă. Asta e tare, da. Trigliceride, zice. Dar azi mănâncă și tu. O să mânc și eu. Să mânc și eu. Azi mâncă mâine la cafea. Vai, ce fain ești la cafea. Dar am băut cafea înainte. Da? Nu uite ce fain arată. Chiar arată super. Super, da. Bine, se pot tăia și mai micuțe, în trei, eventual, dacă e prea mare. Dar acum noi, ca să arate bine, aici pe farfurie, am tăiat așa. Deci, cum e? Asta e copilăria mea. Așa e? Și are mulți, are mulți, nu mă, sigur. Asta era cu doi să faci asta. Da. Deci, vă dau cuvântul, pe cât e de simplu de făcut, atât e de complexă și de faină în gust. Da. Foarte da. Faină. Da. Și cum ai spus tu, cine nu suportă nuca, poate să pună alune sau arahide, dacă preferă. Sau... Da. Nu, că într-adevăr e un picuț mai grea, are uleiul ăla. Dar e foarte bun. Deci dacă e să o asemănăm cu Snickers... Lipsește crema aia care era Snickers alb și negru, nu? De ciocolată, nu la Snickers-ui. Crema nu, e albă aia și... e numai așa ca un caramel la Snickers. Da, e un caramel dacă acolo, știi? Da, eu țin minte că mai punea în mijloc
o foaie de pandișpan, de tortă. Așa era deja ceva prăjitură. Deci așa, da. Aici punea în mijloc și da. Atunci napolitana îi dă de jos și deasupra da. Și în mijloc era și foaia de pandișpan. Care să, da, poate da. Pune rahat în ea. Da, sau... da. Da. Nu, nu, tot cu nucă era, da, tot cu nucă, tot da. Așa. Da. Ce vrei să zici? Dar era foaia aia de pandișpan. Da. Și ce fain? E crocantă. Și cremoasă, cumva. E crocantă și gustoasă. Deci crocantă e napolitana și nuca. Și cremoasă e compoziția asta de caramel. Da. Deci atâta o combinație de faină, minunată. Sper să placă. Și napolitana cu nuca prăjită. Da. Îi mergem de minune. Da. Foarte și, cum ai zis tu, se poate pune un pic de sare, că îi place caramelul sărat, o sare din aia mare, grunjoasă. Că atunci da, ia să pune. Caramel sărat, da. Este cu ei. Ia să gustul de dulce un pic mai intens. Mai intens, exact. Așa? De la sare, sarea dă intensitate, da. Atunci știi să faci diferență, da. Dulce și da, sărat. Da, 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 da. Dar și foaia aia de pandișpan, în locul foaia aia care îi acum de napolitan, de napolitan în mijloc. Deci dacă ar fi să dau o notă, 10 puțin spus, foarte bună. Sper să placă și la urmăritorii voștri, da, așa sigur. Cum a plăcut tiramisu, cum a plăcut cremeșul. Da. Am avut în magazin care au intrat și mi-au spus că au făcut, da. Eu o să vă atașez. Au făcut cremeșul și numărul tiramisu. De telefon lui doamna Ela. Și puteți face comandă. Sigur. Nu? Da. La o comandă, da. Dacă îi să trimeată mai departe, o comandă și de ce mai are pe acolo. Mai ales acum, de sărbători, cozonaci, checurile, sărățelele, da. Prăjitura asta, salam de biscuiți. Napolitane cu șuhaidă. Da. Sigur. Napolitane cu șuhaidă? Mm-hmm. Da. Eva. Cum, că ai mâncat? Aceasta este realizarea mea. Că jumătatea mea de la Macu Galben se grăbește. Sper să vă placă, sper să o încercați și sper să am comentarii, feedback-uri bune de la voi. Mai mult ca sigur. Pa, pa! Domnul să vă binecuvânteze. Dar tu ești tare și sfânt, ești sfânt. Ia-mă-n brațul tău de tată când sunt urmăriți de rău și cu vocea tremurândă să spun: e sfânt. Cerul e deschis când ție mă închin, tot puternic împărat. Îngeri și serafim înalță același imn. Sfânt e, sfânt e Dumnezeu. Fiecare zi cu tine e un pas spre veșnicii. Duhul tău să mă îndrume noapte și zi. Înconjoară-mă cu brațul întins pe crucea grea și revarsă peste mine.